Sâmbătă 24 iunie, orașul Tău-Țimăghereuș va îmbrăca haine de sărbătoare. Primăria, împreună cu Consiliul Local, organizează evenimentul Flori de Sânziene. Târ de produse locale, crosul sânzienelor, concurs gastronomic vor fi câteva din activitățile cu care organizatorii îi vor bucura pe cei prezenți. În data de 24 iunie 2023, în orașul Tău-Țimăghereuș va avea loc sărbătoarea orașului nostru, unde vă așteptăm și vă invităm cu drag. Va fi o sărbătoare frumoasă, va fi o sărbătoare care o să vă ofere foarte multe atracții cu care să venim în fața dumneavoastră. Crosul sânzienelor se va desfășura în zona aeroportului, iar concursul gastronomic în zona lacului Nistru, la care vor concura echipe din 9 localități din împrejurimi. Cei mai buni vor fi premiați. Va fi și un târg al produselor locale, expunerea lor făcându-se pe alea din fața primăriei. Va fi târgul local pentru produse locale, va avea loc prezentarea noii chei a orașului Tău-Țimăghereuș, vor fi concerte de muzică populară, de muzică ușoară și de asemenea va fi un concurs gastronomic la care vor participa echipele din orașul Tău-Țimăghereuș. Sărbătoarea se va încheia cu un spectacol folcloric, dar și de muzică live, proiectat pe un imens ecran LED. Formația Compact și Rolling Papers ne vor purta pe calea notelor în perioada anilor 80.